Stinoiu, 10 anișori, vino Laurențiu, sper că n-ai niciun fel de emoții, n-ai niciun fel de probleme la momentul ăsta. Ești pregătit să începi să cânti? Da. Perfect, te ascultăm. E un viitor polițist, are sigur curaj. Că da, e pregătit tot timpul. Normal. Cine iubește și lasă, cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, măi. Târâișu șarpelui și pasul gândacului, vâjâietul vântului, pulberea pământului, pulberea pământului, măi. Că furnica, dă-i furnică, la trup mare, la cap mică, și la milos sub țărică, de umblă pe sub pământ, tot se ține de cuvânt, tot se ține de cuvânt, măi. Ai, dar noi oameni botezați, dar noi oameni botezați, de cuvânt suntem lăsați, de cuvânt suntem lăsați, măi. Că cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, trâișul șarpelui și pasul gândacului, vâjâietul vântului, pulberea pământului, pulberea pământului, măi. Bravo, Laurențiu! Bravo, bravo! Am lăsat fără replică. Asta voiam să văd dacă aveți ceva de spus despre copiii noștri. Sunt copii talentați. Bravo, mami! Și trebuie să fim încrezători că folclorul rămâne pe mâini bune. Iată dovada cea mai clară. Așa să știi că este extraordinar faptul cum își controlează vocea de la o vârstă atât de mică. Da? Cu cine te pregătești tu? Cu cine cânti? Cu domnișoara Cristina Marcu. La școală? Da. Bravo. Și de câtă vreme te pregătești? Din clasa 1. Bravo, frumos. Hai să mai spunem o dată juriului și telespectatorilor, de unde vii tu, Laurențiu? Din comuna Bertea, județul Prahova. Bravo, foarte frumos. Felicitări și ai ales un cântec foarte, foarte greu. Foarte greu și l-a ținut foarte, foarte bine. Așa e. Acum este proba minunată. Ai văzut celelalte emisiuni ale noastre, nu celelalte ediții. Ia să vedem noi ce avem aici. O ghicitoare, o întrebare, o poezioare. Să vedem ce ne-a pregătit Alinuța. Mustăcios cu pas greoi merge într-una înapoi. Da? A știut copilul, mi-a zis mie la ureche. E racu. Bravo, mami. Perfect. Păi, noi n-am știut. Păi nici nu știam, dacă nu spuneam cască, să știi. Dragii mei prieteni, iată, asta a fost răspunsul pentru ghicitoarea noastră. Să nu faci niciun fel de probleme, știi că nu e punctată. O facem așa pentru a ne mai amuza noi un picuț. Și cât să vă trageți voi, micuții candidații, sufletul pentru cel de-al doilea cântecel. Pregătit? Da. Abia aștept să te ascult, dragul meu. Dacă e de dansat și de jucat, jucăm, da? Perfect.
aplaudăm pe Laurențiu pentru că el a făcut spectacol acum. Iată, ei de micuți trebuie să încurajați, nu neapărat așa din complezență, ci cu adevărat ei fac lucruri foarte frumoase, sunt copii talentați și încă o dată vă spun tuturor că sunt fericită că s-a întâmplat ca eu să moderez această emisiune. Laurențiu, felicitările noastre sincere. Mulțumesc. Eu văd așa o steluță micuță și la tine aici și, în frunte. E și frumos și deștept și talentat. Da. Ei? Pe toate ți le-a dat Dumnezeu. Mulțumesc. Numai să fii și sănătos. Bravo, 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 bravo. Iată, am deschis concursul nostru cu un copil foarte frumos și foarte un talentat. Un viitor polițist. Așa, așa, așa. Uite, bravo, a și luat poziția de drept. Da, da, imediat. De lucrul nostru. Dar spune-ne, Laurențiu. Să te să fii cântăresc bun, iar după aceea, când o să fii mai mare, să vii să cânti și la Casa de Cultura Ministerului Asta de Administrație și Interne. Asta voiam eu să dragă Laurențiu. Și să fie tot lupul etnic atunci când tu o să fii. Aoleo, ce boșorog o să fii tot. Nu e adevărat. Voi nu îmbătrâniți. Nu, polițiștii nu îmbătrânesc niciodată. Nu, 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 nu. Nici noi cântăreți așa la așa, așa. Trebuie să mergi, dragul meu, să te așezi acolo jos.